Deci astăzi a fost examinat recursul apărătorilor inculpatului Filat privind dezacordul de a fi prelungită măsura preventivă. De recent a fost pronunțată dispozitivul deciziei și a fost respins recursul acestora ca fiind neîntemeiat, ceea ce denotă că a fost constatată ca plauzibilă motivarea încheierii judecătoriei Buiucani, prin care a fost prelungită măsura preventivă pe un termen de 30 de zile. Doamna Peșoară, a declarat pentru portalul mai multe detalii despre martorii care au fost audiați în cazul portalului, cum 6 mașini ar fi fost Deci ceea ce ați citit voi în presă sunt situațiile care au fost cunoscute celor care au asistat la fiecare ședință de judecată. De fiecare dată grifierul citează martorul, voi faceți și singuri investigații, ce nu vă este clar în ceea ce eu am spus. Este adevărat că domnul Filat scria mașinile pe numele subalternilor săi? Este adevărat ceea ce am comunicat anterior, dacă o să faceți o retrospectivă, inclusiv și la conferința noastră primară, spun eu, după ce am expediat dosarul în judecată, unde am spus că sunt automobile care le deținea în proprietate, fiind înregistrate pe terțe persoane la solicitarea acestea. Aceste declarații Aceste declarații ale mele sunt ceea ce îmi permite legea să fac, deoarece eu nu vin cu acuzații, eu vin cu elucidarea unor circumstanțe pentru ca să fie clar societății. Deoarece, după cum am menționat, văd că foarte mulți insistă pe manipularea opiniei publice, anume inducând în eroare circumstanțele acestui dosar și ducând într-o altă manieră informațiile reale care se petrec pe acest caz. Pentru a nu crea asemenea situații de incertitudine, se fac asemenea clarități, inclusiv care le-am făcut și eu și respectiv le-am explicat de ce este așa. Reiterez, nu vin cu careva acuzații, precum că cineva este vinovat sau nu, instanța va stabili cine este vinovat. Eu am făcut o elucidare de circumstanță ca să fie clar.